Cea mai mare parte a locurilor ce revin Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este în școlile aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, Facultatea de Pompieri a Academiei Alexandru Ioan Cuza scoate la bătaie 35 de locuri, din care unul este pentru persoanele de etnie romă, în timp ce Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești are disponibile 99 de locuri pentru subofițeri, specializarea pompieri și protecție civilă, 95 pentru învățământ la zi, 2 locuri pentru persoanele de etnie romă, 2 locuri pentru alte minorități și 8 locuri pentru maiștri militari, specializarea auto. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării oferă doar 6 locuri, toate la Academia Tehnică Militară. De remarcat că locurile scoase la concurs pentru Facultatea de Pompieri și pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești se adresează doar candidaților bărbați. Cererile de înscriere la concursurile de admitere în instituțiile militare de învățământ trebuie depuse la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, din strada Uzinei numărul 48, la Biroul Resurse Umane. Astfel, până la data de 19 iunie 2013, pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri și pentru Academia Tehnică Militară, iar până la data de 6 august 2013, pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești. Toate datele necesare candidaților se găsesc pe pagina de internet a instituției www.isugiurgiu.ro. De asemenea, pentru relații suplimentare, candidații se pot adresa Biroului Resurse Umane sau telefonic la numărul 0246 211212, interior 27130.